Înainte de începe acest videoclip, vreau să fac o promovare unui prieten, să zic așa, care se numește Andrei Andrei, asta se numește canalul, o să vă las linkul în descriere. Vă uitați la videoclipul lui, vedeți dacă vă plac, nu uitați dați și voi un like la videoclipul lui, vă uitați până la capăt, vedeți dacă vă plac, la capăt, n-am zis, în fine, ia, și de ce juca, primul video, ce... What the fuck? Ok, aparent ce-a făcut server. Bă, deci chestia asta e și... Am deschis să văd de Minecraft, ok. Trebuie să-l ajut și eu cu config-ul și chestii. Deci, da. Sau? Oh, Craig, gay. Uite, eu nu știu cum să fac cu create key și chestii. Dacă vă ajută pe voi, da. Ok, noi hai la episod. No, mă, băieți, salutare a toată lumea, bine m-am găsit la un videoclip mai special, adică ne vom juca un joc mai vechi, dar o să jucăm două, gen GTA Vice City și CS16. Deci hai să vedem, mergem pe internet, că acolo am servere care habar n-am, sunt foarte hard. Intrăm și pe un server să vedem cum e și hai să ne jucăm, nu? Am mai filmat Forager, dar mi-a mers 22 și un FPS. Ok. Bă, shotgun. Nu pot să-mi cumpăr. Că pentru că n-am bani deloc, cred. Hai să vedem ce putem juca, să zic așa. Nu m-am jucat de mult jocul ăsta și nu știu cum să joc. Ăsta e prieten, dar m-am, nu? Nu cunosc mapele. Ăsta-i băguit. Ok, l-ai băguit. Eu nu mi-am luat arme. Wow, mi-am schimbat arme. Nu știu cum. Nu pot să dau zoom și asta e ciudat, rău. M-am jucat acum mult în jocul ăsta, încă mi-aduc aminte cum mă chinuiam să fac kill-uri. Pare cât trebuie să aștept. Am bugui jocul. Oricum, o să tai pe filmare. Că n-am pus stop, pause, record sau ceva. Și de asta. Uite aici altul. Ok. Asta mi-a omorât prietenul. GG. Yeah. Ok. Aparent se mai joacă lumea acest joc din motive necunoscute, să zic așa. Stai că nu are cu litere. SMG. Să-mi iau asta. Vara trecută m-am jucat CS16. De atunci m-am jucat de mult timp. Stai că se dea meu. Asta nu-i de-a mea. V-am zis eu că dau cu rage-ul. Ok. Oh, m-a respawnat foarte repede. Mă doare ochiul, nu știu de ce. Probabil că mi-e somn. A, ce gălătie, ui, nu știu. A, naiba, reîncarcă.
A făcut și-o primul kill. Bine că dai. Ripurei, hopa. Mergem 40 de frame-uri, dar nu știu de ce. Mi-a zis că te prostituin. Ok, mai jucăm un pic și după aia mergem pe GTA să vedem cum e și acolo. Sunt curios. Opa. Apăs click, dar nu reîncarcă. Super. Ok, hai că eu mă duc pe GTA. Hai că ne vedem acolo. Holy moly, am 600 de FPS-uri. Bă, de când am mai avut? Dacă opresc filmarea, o să am 800. Opa, nu vreau să ies. Opțiuni, setări audio. Am avut și urechi. Dăm asta la 3 linii. Deci am 30 de FPS-uri. Uite, v-am zis că am probleme cu mouse-ul și când apăs nu vrea. Deci, hai să jucăm așa. E GTA Mamaia, acum am 20 FPS-uri, că de ce nu? Păi, prea amuzant. Undeva în Mamaia. I poked my head out of the gutter for one freaking second. Nu poți să opresc sunetul la animație? Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Ok, GTA-ul e ceva, că GTA Mamaia, prin moduri, uite, vezi, vreau să mișc și nu pot. Adică eu trebuie să mă mișc așa. Deci de asta am refuzat să mă joc și am zis, hai să fac pentru abonații mei, că e și noapte și am zis, de ce nu. O să băgăm codul și o să ne prostim. Stai bă, stai un pic. Eu mai știu codurile. Deci, eu în 2014, mă jucam, 2015, nu, 14, mă jucam jocul ăsta cu prietenul meu care are și el canal de YouTube, dar nu mai postează, nu știu ce. Deci, în 2015, mă jucam jocul ăsta cu el, bă, era super, adică, am terminat jocul de două ori, mai jucam și cu coduri, v-am zis că eu știu codurile, deci, vezi? Ne plimbăm și ne prostim pe aici. Aparam. Ok. Sper să o să dau de monetizare la vreo. Dar nu știu dacă mai am monetizare, că ci că la 1000 de abonați. Acum nu știu. V-am zis, nu e bine să vă abonați reciproc. Adică voi vă abonați reciproc, dar după abonați inactivi. După dacă faceți YouTube așa ca mine, o să aveți, deși cam greu. O să încerc să postez în continuare un videoclip pe zi ca să o să fiu și activ pe YouTube, deci da. Accident cu autobuzul. N-am pățit nimic. Bă, nu cred că pe acolo se coboară, dar zic, suntem în România, orice se poate întâmpla. Stai. Așa, scuze că am tăcut. Bun, enter. Dar nu pot să apăs click ca să trag, trebuie să apăs 0. Ești cum așa pe consolă. Imposibil să mă joc, că nu merge mouse-ul, deci v-am zis. Gata, merge. A reparat. Hai că noi ne prostim pe aici. Hai că vine poliția. Shut-a, ai auzit? Îmi sună cumva telefonul?
Ia fete. Tico, stai! Stai... Uite al Tico. Stai că eu recit codurile în gând. Gata, am făcut mașina indestructibilă. Deci merg cu mașina explodată, super, nu? Îmi place că meniu am 300 de FPS-uri și în joc am 30. Deși la mine se mișcă de parcă aș avea 60 și la program de filmat văd că se mișcă în 30. Opa. Vine pe Cila, pe Cila. Mergem papă cu mașina explodată și cu farul. Super, nu? Ne prostim și noi pe Cila, pe Cila, bă. Nu vreau să fac videoclipul lung, că nu știu dacă se uită cineva de aici, da. Ce se întâmplă dacă trag în lună? Nu-i ca pe San Andreas? Trage în lună și se face mai mare. Sunt curios. Mergem acolo și să vedem ce se întâmplă dacă trag în lună. Sper să nu creșească jocul. Și eu știu ce mine să trag în timpul episodului. Vine așa cu bărci la mine. Ia. M-a smințit, nimeni nu conduce barca. Unde e luna? Ia că fac luna mai mare. Bă... Pun luna mai mică. Pot să fac mai mare? Bă, am făcut luna mare. Hai pe lună. Stai că am pus iară. Aparent am făcut asta mai mare. Aparent o să murim. Ia ce e aia, statuietă? Pachetul ascuns. Ok, mă băieți, o să închid aici acest videoclip, eu sper că v-a plăcut, nu uitați și vă un like. Până data viitoare, v-am salutat, pa, pa! Rip. A, ce mă doare urechile de la căști, că l-am ținut prea mult pe cap. No, până data viitoare, v-am salutat, pa, pa!